Doamne și domnilor, bună seara! Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Sub semnul întrebării. În această seară, invitat domnul Varujan Vosganian. Bună seara, bun venit, mă bucur că ne revedem. Varujan Vosganian, vreau să lămurim. Deci, în momentul de față, ALDE a dispărut, s-a topit în Partidul Național Liberal. E o fuziune, e o absorpție a ALDE de către PNL. Care este statutul în momentul de față? Hai să-i dăm un termen simbolic. ALDE s-a reîntors în PNL după... După 7-8 ani, motivul pentru care ALDE a ieșit, gruparea care a format ALDE a ieșit din PNL a fost aderarea la Internaționala Popular, Partidul Popular European și fuziunea cu Partidul Democrat care îl ducea într-acolo, dar în principal a fost aderarea Partidului Popular European. Între timp s-a văzut că Internaționala Liberală și Partidul Popular și structurile liberale ALDE din Parlamentul European au început să meargă către progresism și modul în care se comportă acolo, ca la el acasă, USR-ul este o dovadă în plus. De altfel, trebuie să știți, noi n-am spus-o atunci. Te-ai enervat sau te-ai dezgustat această reorientare? Eu am simțit-o brutal în 1998-99, când ALDE European a făcut asupra noastră o presiune teribilă. Și ne amenința cu excluderea dacă nu încurajăm căsătoriile homosexuale. Faptul că Tăriceanu n-a vrut să dea un astfel de semnal, a spus fiecare să voteze cum dorește, iar eu am dat semnalul clar că votez pentru păstrarea în Constituția familiei așa cum este ea, a dus până la urmă la ruptura de ALDE European, a ALDE România. Deci ALDE a avut o atitudine conservatoare care nu a plăcut ALDE și ALDE European se duce în... Tema asta legată de căsătoria... Dar nu-i numai asta. Nu, atenție, dar tema asta, mă gândesc, mai ales după scandalul cu Lasconi, cu Elena Lasconi și readucerea ei în prim plan, să spunem. Crezi că mai e o temă de actualitate și de interes electoral pentru 2024? Adică am putea să o vedem repusă pe tapet în anul electoral viitor? Robert, poate că dacă dai o floare unei fete nu e de impresionat când îi dai un buchet întreg. Asta este o floare într-un buchet. E un buchet mai larg care ține de modul în care respect tradițiile, modul în care respect suveranitatea. E un concept mai larg, un tip de conservatorism românesc care până acum nu a funcționat. Vezi tu, țările care s-au desprins din comunism au altă viziune despre familie decât cele care au trăit într-un spațiu liber al drepturilor civice, mult mai puțin îngrădite. De acord. În țările acestea, în Ungaria, în Polonia, în România, în Bulgaria, există o anumită reținere față de destrămarea cercului familiar tradițional. Și asta se adaugă altor tendințe, cele care țin de pildă de respectarea suveranității și a respectului reciproc, care au creat în România un adevărat curent, care însă e un curent de impostură, pentru că modul în care blocurile suveraniste înțeleg suveranitatea este mai degrabă o formă de izolare decât o formă de integrare. Eu înțeleg suveranitatea ca un mod de a interacționa cu ceilalți în mod demn, adică de a te confrunta cu ceilalți, nu de a le întoarce spatele. De aceea, tema asta în România continuă să reverbereze și ea se adaugă și altor teme, cum ar fi tema morală, tema religioasă, chiar dacă ele în plan politic sunt disprețuite. În plan internațional însă ele contează din ce în ce mai mult. Există o anumită obstinație de a cultiva aceste teme. Aduți aminte Hollywoodul, de exemplu, acum are scadența la care introduce obligativitatea ca până și mașiniștii și cameramanii să respecte anumite structuri rasiale și bine, acolo au luat o razna definitivă. Adică nu o spun eu, o spune Andrei Șerban, de exemplu, care știu. A venit în emisiune și ne-a povestit lucruri absolut uluitoare care se întâmplă în America. Mă rog, care America nu mai seamănă cu America. Poziția noastră trebuie să fie de înțelegere. Fiecare în spațiul intim poate are dreptul să facă ce dorește. Chestiunea este în clipa în care o faci cu ostentație și o transformi într-o ideologie. Corect. De aici ce e problema. Ca și în privința ecologiei. Câtă vreme ecologia se referă la curățenia aerului, a văzduhului și a purității emisiilor, da, în clipa în care ecologia se transformă în ecologism și devine o ideologie care încearcă să inhibe alte îndretnicire tradiționale și promovează anumite interese, atunci lucrurile încep să nu mai fie în regulă. Așa și cu asta. Aș vrea să te rog
să ne uităm împreună la o declarație, mă întorc la chestiunea politică, pentru că în momentul de față, alăturându-te Partidul Național Liberal, ești parte din conducerea PNL. Am terminat. Da? ALDE a început demersurile în vara acestui an cu PNL, pentru că o altă formulă nu era posibilă. Noi cu USR și cu PSD? cu AUR nu puteam avea colaborare. PSD s-a dovedit prea arogant și adică ne-a readus aminte de motivele pentru care am ieșit de la guvernare în 1990. Dar la ora asta la care discutăm, ALDE mai există? ALDE chiar ieri am avut ședință pentru că noi am aprobat protocolul de fuziune. ALDE încă nu s-a desființat pentru că nu am făcut încă contract cu... Dar l-am auzit pe domnul Ciucă la un moment dat vorbind despre acest prim pas pentru coagularea forțelor de dreapta. Da, dar noi am convenit săptămâna trecută ca liderii noștri locali să participe deja la ședințele de la PNL și chiar eu însumi am participat luni la ședința biroului național din această PNL. Din această nouă poziție pe care o ocupi, aș vrea să te rog să ne traduci, dacă se poate, în termeni politici, evident, o declarație făcută în mod, a spune chiar surprinzător, de un om pe care îl credeam deja mult în afara jocului politic. E vorba de domnul Radu Berceanu. Retras, construia avioane, de mai multe ori decât l-am provocat să discutăm chestiuni politice, a refuzat. Deodată, domnul Berceanu iese în emisiunea colegului Ionuț Cristache și zice așa: domnul președinte Ciucă, din punctul meu de vedere, este din altă parte a lucrurilor, nu din politică. Pentru mine se vede clar că nu e de aici. E ca și cum m-ar fi pus pe mine domnul Iohannis Marfilaș și m-ar fi pus șeful marelui stat major, deci nu ministrul apărării și șef armatei, că am făcut și eu vreo 6 luni de armată, acum vreo 40 ceva de ani, dimineață jucam fotbal și tenis cu piciorul. Domnul Ciucă se vede că nu e de aici și nu are cum să devină. Probabil că e un militar foarte destoinic, nu știu, nu am informații, dar politician în mod evident nu e. Și atacurile domnului Radu Berceanu continuă pe ideea deja cunoscută că Ciucă ar trebui scos de la conducerea Partidului Național Liberal. Întâi aș vrea să precizez că eu nu pot încă să emit poziții politice ale PNL și am să mă marginez la propriile opinii. Bine. Ar fi bine ca într-o bună zi pozițiile mele și are PNL să coincidă, ar fi bine și pentru PNL. Uh-huh. Până atunci pot să spun așa. În siajul lui Traian Băsescu erau în principal 3 lideri. Era Videanu, Berceanu și Blaga. Ei trei... Elena Udrea, nu? Nu, atunci despre momentul în care vorbesc nu era un plan public. Elena Udrea a avut o poziție distinctă și ușor exotică, aș putea să spun. E greu să asociezi pozițiile Elenei Udrea cu opțiunile politice ale Partidului Democrat, pentru că ea nu exprima o poziție ideologică coerentă. E bine, acești 3 domni aveau într-un fel sau altul fiecare un comportament similar cu Traian Băsescu, adică să mai exprimai pe românești, unor mergeau la rupere. Da. Acum, în legătură cu Radu Berceanu, este greșită opinia care spune că el s-a retras. El s-a retras din funcțiile publice, însă în PNL Dolj, el are o poziție de preeminență. Așadar, continuă să aibă un rol și el și Marijan Marinescu sunt cei care conduc, practic, filiala doljeană a Partidului Național Liberal. De altfel, trebuie să vedeți că multe dintre filialele PNL sunt conduse de foști lideri PD. PD, relația este asimetrică între fostul PNL și fostul PD în actualul PNL. PD are o poziție din ce în ce mai influentă. Practic, cu excepția lui Traian Băsescu, toți liderii PD, că e vorba de Hava, că e vorba de Falcă, că e vorba de Blaga, că e vorba de Boc, că e vorba de Berceanu, că e vorba de Videanu, fiecare în felul lui își păstrează rețelele de influență, ca să nu spun că și de funcții publice. Uitați-vă, de pildă, cum este alcătuit cam lista celor care alcătuiesc echipa electorală pentru europarlamentar. Nu zic că e rău. Uh-huh. Nu aș vrea să credeți de asta că e un blam. Este doar o constatare pe care am făcut-o, mai ales privind din afară PNL și acum reîntorcându-mă, asta e unul care se observă. Și probabil că Radu Berceanu fiind în afară, deci ne putem fi judecat de faptul că încearcă o rupere în interiorul PNL, încearcă să o facă în acest mod, avantajându-i, dar și protejându-i politic pe colegii lui din interiorul PNL. Probabil că pasul următor ar fi
tentativa de a rupe alianța cu Partidul Social Democrat, pentru că e limpede, Nicolae Ciucă este cel care asigură coeziunea în cadrul alianței. Să ne oprim puțin aici. Ce părere ai despre această posibilitate deja, nu e doar o variantă, e chiar o posibilitate să vorbește, unii din liderii liberali vorbesc chiar cu voce tare despre varianta aceasta a desprinderii de PSD. Acum, e un moment prost? La drept vorbind, dacă ar fi să ne luăm după tradiția încetățenită în tranziție, așa ar trebui să se întâmple, pentru că singurele alianțe care au rămas în interiorul mandat au fost alianțele create în interiorul stângii. Cea din 92-96 în jurul guvernului Văcăroiu, cea din 2000-2004 în jurul guvernului Năstase. Toate celelalte alianțe, că a fost vorba de CDR, că a fost vorba de alianța PNL-PD, fie că a fost vorba de alianța după aceea dintre Antonescu, Ponta și PNL și PSD, niciuna n-a ținut 4 ani. Asta n-ar fi un motiv, dar totuși există, iată, în ravul nostru politic, această tentativă. Însă, dacă mă întrebați pe mine, și eu mâine am o întâlnire cu unii dintre liderii PNL și am să le spun lucrul ăsta, nu cred că este oportună ruperea acestei alianțe, pentru că vine un an electoral și un an electoral necesită nu doar finanțarea campaniilor electorale, ci și finanțarea liderilor locali, care să, prin intermediul instrumentelor bugetare, ca ei să se prezinte ca niște competitori care au posibilitatea să atragă fonduri. Ori în clipa în care ai pleca acum de la guvernare, îi face cadou PSD-ului, Ministerul Dezvoltării, Ministerul Finanțelor cu fondurile de rezervă ale guvernului, care sunt, aș spune chiar aproape ilegal. Ar rămâne la putere ce un guvern minoritar PSD? Ar rămâne un guvern minoritar PSD care și-ar găsi aliați de circunstanță. Și fie că e vorba de UDMR, fie că e vorba de ce nu chiar de AUR, fie că e vorba de minorități, ceea ce ar pune într-o postură extrem de delicată PNL, mai ales în condițiile în care... Nu-l crezi, păstai puțin pe domnul Ciolacu în momentul în care spune, a declarat-o public într-o emisiune de televiziune, audiență mare, a zis, domnule, dacă PNL-ul pleacă de la guvernare, niciun fel de problemă, eu mă duc și îmi depun mandatul. Eu sunt convins, n-am niciun motiv să nu cred pe domnul Ciolacu. În relațiile personale nu mi-a dat niciodată sentimentul că nu se ține de cuvânt, dar el își va da demisia și va rămâne prim-ministru, așa cum și Emil Boc și-a dat demisia și a rămas până la alegerile prezidențiale și după aia a rămas în continuare. Nu văd modalitatea instituțională prin care după demisia lui Marcel Ciolacu PSD ar ceda guvernarea sau n-ar veni cu același prim-ministru după ce ar face o seamă de negocieri. Interesant. Da. Da. Deci eu socotesc că acest atac la Nicolae Ciucă este un dublu atac. Un atac pe de o parte la alianța cu PSD și în al doilea rând un atac la establishmentul, ca să zic așa, al PNL, în care de declarația lui Radu Berceanu dorește să mărească asimetria care există astăzi între fostul PD și fostul PNL. Puteți să rostim sau rostesc eu lucrurile mai clar, așa să zicem, mai puțin politic. E un atac al fostului PDL de a captura definitiv Partidul Național Liberal? Nu poate să capteze, nu poate să-l captureze definitiv. Acolo sunt oameni cum este Bolojan, de exemplu, cum și este Veștea, cum este mai și Motreanu la Giurgiu. Sunt mai mulți care vin din fostul PNL și care au încă poziții. PNL nu este pregătit pentru un război fratricid, adică să mai exprim mai exact, relațiile nu sunt într-atât de dezechilibrate încât PD să poată, fără sacrificii de partid, să se înstăpânească pe PNL. În plus, sincer, eu am o discuție personală cu George Flutur, cu Lucian Bode, n-am avut sentimentul că acest tip de agresiune este împărtășit de toți cei care vin din fostul PD. Adică sunt acolo și oameni, repet, cum e George Flutur sau Lucian Bode, care înțeleg necesitatea păstrării unei anumite coeziune în anul electoral. Bun. Într-un astfel de context, cum se poate împărți, hai să spunem, zona de electorală în 2024? Ai pus o întrebare. Adică ai sugerat că poate pentru PNL ar fi mai interesant din punct de vedere electoral să se desprindă acum de PSD. Da, mă gândesc cum poate să... Ce vor face în campanie electorală? Uite,
Despre ce or să vorbească? Robert, eu sunt în politică de 1990. Da. Am văzut multe. Da. Pot să spun că niciodată o ieșire de la guvernare n-a fost folositoare pentru cel care a ieșit de la guvernare. Mm-hmm. Niciodată. Indiferent care a fost acela. Fii tata, și să joci, de exemplu, baletul ăsta absolut pe nimic, cum a fost la legea pensiilor. Nu sunt bani, știm, e nasol, e o lege proastă, dar o votăm. Ceea ce trebuie să facă PNL este să se impună. Dacă mă întrebați pe mine, eu, dacă aș fi fost în PNL acum o săptămână... Când cu legea pensiilor? Da, așa. Eu aș fi cerut lui Marcel Ciolacu să prezinte evoluția spațiului fiscal. Dacă mă întreba ce e spațiul fiscal, eu nu-i răspundeam, îl trimiteam la Consiliul Fiscal, da, Daniel Deianu să explice. Da. Spațiul fiscal este acel teritoriu care se deschide între veniturile din impozite, taxe și contribuții ale statului, deci veniturile din impozitare și taxare, da, și cheltuielile obligatorii, care sunt salariile, pensiile și asigurările sociale. Și dobânzile. Și plata dobânzilor. Da. Deci astea sunt niște cheltuieli pe care trebuie să le faci și abia după aia îți faci strategia fiscală. Mm-hmm. Asta spune spațiul fiscal. Și spațiul fiscal înseamnă să ai mai multe... Spațiul fiscal este ceea ce poți tu să manevrezi din punct de vedere fiscal, mm-hmm, după ce ți-ai plătit toate datoriile. Bun. În 2022 spațiul fiscal a fost extrem de mic. Deci obligațiile astea, constrângerea asta tare de care vorbeam, au fost aproape 90% din veniturile fiscale. Da. Spune-mi tu acum cât or să fie cu creșterea pensiilor. Dacă or să fie și mai mari, riscul va fi și mai mare. Deci dacă mi ofer o soluție de păstrare sau creștere a spațiului fiscal în care eu pot să manevrez investițiile publice și alte strategii, cum ar fi de pildă premierele de la teatre sau... Habar n-am, protecția populației la criza energetică, atunci sunt de acord cu tine. Dar ia creionul în mână și arată toate lucrurile. Păi și dacă lucrurile nu stau așa... Dacă lucrurile nu stau așa... Stai puțin, la ce am asistat cu această chestiune a legii pensiilor? La un bluf? La o dovadă de inconștiență? N-a fost o discuție specializată. N-a fost o discuție responsabilă. Păi da, a apărut o lege votată care așteaptă promulgarea. Mai sunt, nu știu, deci, da? Eu v-am spus ceea ce am făcut eu. Nu s-a făcut lucrul ăsta și s-a lăsat sentimentul că cei care ar vota împotriva, ar vota împotriva pensionarilor. Vin și spun din nou, apropo de discuția dinainte. Eu nu vreau să creez polemici între mine nici și PNL-ul de până astăzi. Vreau să înțeleg un lucru. Câtă vreme, deci, acest spațiu fiscal e îngust sau aproape inexistent. Asta e un concept care nu e folosit deloc în administrație. Dar este foarte, foarte interesant cum ni l-ai prezentat. Deci câtă vreme acest spațiu fiscal e îngustat. Se îngustează. Atunci o lege este împotriva viitorului țării. Bun. Asta o reclama și liberalii, unii dintre ei. S-a trezit Cîțu, a venit și a zis, domnule, atenție, cu noua lege a pensiilor și mai departe. Au mai zis și alți liberali, nu numai Cîțu. Da? Va părea că până și Ciucă ar fi înțeles că e o problemă. Uite. Dar a zis, domnule, am votat în coaliție, Robert, mai departe. Robert, ar fi trebuit... Deci te aduc țara în gard. Ar fi trebuit ca PSD așa? Să fie silit să iasă din tranșee. Printr-o discuție purtată de persoane din PNL care se pricep, care au audiență și prestigiu și care să oblige PSD-ul să vină cu argumente. Eu când am făcut legea pensiilor în 2007, știi ce a făcut Traian Băsescu? Mi-a spus, domnul Hosganian, ia creionul și hârtia și vină la Palatul Cotroceni, mi-a pus o foaie mare pe perete și mi-a spus, explică. Da. Lucrul ăsta ar fi trebuit făcut acum fie de Klaus Iohannis, nu știu, fie de lideri ai Partidul Național Liberal. Sper ca de aici înainte, de asta vorbeam, că spuneam că... Aveam dreptate, mă, în condițiile astea, avea dreptate că... și Berceanu, când zice, păi tu dacă îl pui pe Ciucă să înțeleagă la un moment dat săracul chestiunile astea legate de spațiu fiscal și de problemele legate de încasări și de cheltuieli... Asta nu este problema lui Nicolae Ciucă. Nicolae Ciucă, în calitate de președinte, trebuie să fie un om care să păstreze coeziunea partidului și care să dea sentimentul de încredere populației. Trebuie să existe alți oameni, că nu un om se pricepe la toate, că mâine o să discutăm de impozitarea
exonerare de impozitarea salariului minim. Da. Poi mine o să discutăm de legea DNA a pădurilor. Da. Nu poate președintele să răspundă la toate. Nicolae Ciucă nu are expertiza aprofundată pe chestiuni fiscale, dar ar trebui să fie alții care să aibă și care să aibă și presiune. Dar am văzut că se exprimă pe această temă. Spre exemplu, a apărut recent această discuție despre cum vrea să ne transformăm. Bine, domnul Boloș, de exemplu, mi se pare un tip foarte excentric în poziția asta de ministru al finanțelor publice. Nici eu, dar așa, din declarațiile pe care le facem, mă și sperii când deschide gura. Avem un nou episod. Domnul Boloș vrea să-i transforme pe români în turnător la fisc. Și l-am auzit pe domnul Ciucă pronunțându-se azi, l-am auzit cu urechile mele. A zis, domnule, ce, nu sunt de acord. Deci pare să că înțelege câte ceva, ca să zicem așa. Eu încă nu știu care sunt mecanismele interne ale PNL. Da. Cum vă spuneam, o să am o discuție cu cei de la Secretariatul General și am să văd care este structura grupului de reacție rapidă, pentru că funcție de asta voi ști și cine dă mesajele domnului Ciucă. Dar eu sunt total de acord cu declarația pe care am ascultat-o astăzi. Într-adevăr, o astfel de formulare este extrem de riscantă. Mie mi s-a părut hazardată și cea cu avertizorul de integritate. Dar știi că mai fost o lege în Parlament pe această chestiune în care trebuiau recompensați cu 30% cei cu o treime din sumele pe care le... A fost o lege care s-a aprobat în Parlament cu avertizorul de integritate, ne-au prostit. Da. Nu pe mine, că eu nu mai erau în Parlament, dar spunând că este o directivă europeană foarte riscantă, mai ales în condițiile în care tu nu pui pedepse pentru cel care părăște pe degeaba, fără să se dovedească că e adevărat. Plus că încurajau și anonimatul, ceea ce te duce într-o zonă cu totul stranie. Dar una este să spui, am impresia că la fură, și alta este să spui, am impresia că nu plătește impozitele. Uh-huh. Pentru că pentru a doua declarație îți trebuie o anumită expertiză. În clipa în care lași de izbeliște, la voia oricui, să denunțe că cu tare cheltuie mai mult decât câștigă, fără să știu, am habar de cât câștigă la de fapt și cât a cheltuit de fapt, e o zonă extrem de riscantă și care ne duce către Nae Pingescu, adică către jandarmeria populară. Umflă-l da. Ne duce către o zonă... Ăla era Pristanda. Pristanda, nu contează, dar tu pe acolo. Era oia. Ne duce către o zonă extrem de ciudată și... În condițiile în care noi, în România, avem ca mare problemă lipsa de solidaritate și de empatie între români, să mai adaugi o tăiere la de maioneză de felul ăsta este condamnabil. Și hai pe bune, nu ești în stare? Păi dacă nu ești în stare, hai vine, nu ești în stare. Adică vrei ca ANAF-ului să-i faci un ANAF paralel, o coloană a cincea, o zonă de hasasini de pe vremuri, de spioni care să bântuie. Dar poți să-mi explici așa ca un copil de clasa a patra, aș vrea să-mi explic în momentul ăsta. Cum ar funcționa? Nu, cum naiba o țară care... În ultimii ani s-a spus că, domne, are încasări chiar bugetare, are creștere economică, are să dezvoltă. Dacă te uiți la creșterea economică în comparație cu alte state europene, România este chiar foarte, foarte bine. Da? Păi cum mama naibii ajungem noi de fiecare dată cu un picior în groapă? Adică acum îi vezi pe toți, dacă te uiți la ei, sunt cenușii și ciolacul și ceilalți, nu sunt bani. E nenorocire, de unde mai luăm, să tăiem, terminați cu aia, terminați... Unde s-au dus banii? Ce se întâmplă cu ei? Cum se evaporă? Care e misterul la un moment dat? Noi nu reușim niciodată să ne echilibrăm. Într-adevăr, așa. Robert, ai dreptate. Dacă faci o comparație cu anii cât am condus eu finanțele și cei de acum, ce observi? Când am condus eu finanțele, PIB-ul era 130 de miliarde. Așa. Acum este peste 300 de miliarde. Iată. Atunci, datoria publică era de 13%, și acum datoria publică urcă peste 50% și previziunile spun că cu actuala legea pensiilor o să mai creștem cu 5% datoria publică, o să ajungem la 56%. În condițiile astea, pe vremea aia erau bani, nimeni nu zicea că nu sunt bani, iar acum toți sunt că nu sunt bani. Da. Și misterul e așa, unul dintre ele. Câtă vreme a existat un guvern puternic, puternic politic, mă refer la guvernul Ponta. Nu-i fac un merit lui Ponta din asta, dar a fost un guvern puternic care avea 70% în Parlament în prima fază, în primii ani. Cam cât au PSD plus PNL? A reușit să coboare deficitul bugetar la 1%. S-a coborât și datoria publică, s-a coborât și deficitul comercial. În clipa în care am început cu guverne șubrede, primul guvern șubred a fost guvernul lui gestionat de Dragnea, cu succesiunea de prim-ministri.
N-a fost un guvern slab când avea majoritate în Parlament, dar a fost un guvern... Primul guvern tălâmb a fost ăla lui Cioloș. A fost, întâi a fost da. Acela lui Cioloș, păi... după aceea a fost al lui Grindeanu, a fost al lui Tudose, exact, a fost al lui da. Dăncilă. Dăncilă, da. Toate au fost niște experiențe nefericite. Fie că stăteau prost în Parlament și aveau o majoritate încropită, fie că stăteau prost în fața opiniei publice care refuza să suporte deliciile legislative guvernamentale. După care a venit guvernul lui Orban, după care a venit guvernul lui Câțu, la fel de șubrede și în accepțiunea publică și în Parlament și din cauza pandemiei pe care o gestionat dezastru. Toate astea au avut ca reflectare faptul că echilibrele macroeconomice s-au șubrezit. Care este efectul? Atunci când n-ai prestigiu, nu pot să mă laud, dar noi aveam Tăricianu și cu mine, aveam un oarecare prestigiu. Adică dacă noi spuneam că ceva se poate, oamenii știau că se poate, și dacă spuneam că nu se poate, își dădeam seama că nu se poate. Acest prestigiu a dispărut. Și atunci, ca să dobândească ceea ce n-aveau prin prestația individuală, au recurs la astfel de chestiuni. Salariul minim a crescut de la 1050 de lei în 2015 la 3300 astăzi. Și urmează să mai crească la 3700. Deci îți imaginezi, în mai puțin de 10 ani, salariul minim crește de la 1050 de lei la 3700 de lei. Salariul minim, e drept că nu influențează direct veniturile, cheltuielile bugetare, pentru că sunt puțini oameni cu salariu minim în buget. Dar el este legat da. De celelalte salarii care sunt legate da, de salariul minim. Da. Asta în primul rând. În al doilea rând, s-au acordat diverse facilități de necontrolat în perioada de pandemie. Pe cum să închizi tu două luni economia când ai câteva sute de vătămați și cinci morți? Dar ce frenezie era! În alea două luni am pierdut 10 miliarde dar ce, de euro. Dar cu ce frenezie au declarat acel stai acasă, da? Deci cu tancurile care ieși. Toată lumea era nebunită. Deci ziceai că e o sărbătoare națională. Stăm acasă și toată lumea fericită că stă. Nimeni, mai erau voci firave pe numeri printre... Pe urmă. Vreau, domnule, da. Atenție. Deci pe noi pandemia ne-a costat economie. Enorm. Da. Nu cât ne-au costat vaccinurile, ci cât ne-a costat statul acasă și toate compensările. Da, apoi, în domeniul energiei, este de neconceput ca o țară care are destule gaze să plătească pentru creșterea prețului la gaze sume enorme. Așa ceva este neconceput, pentru că noi am negociat prost cu Uniunea Europeană și n-am încercat să invocăm o clauză de forță majoră care să ne scoată din reglementările pieței comune europene în perioada de criză. Repet, este de neadmis ca noi să avem gazele în curte și să le plătim ca și cum le-am aduce din Arabia Saudită sau din Siberia. Toate lucrurile astea adunate au dus la actuala criză pe care o avem și în care, în mod straniu, am văzut că am urcat de la 16 miliarde datorie publică la 100 și ceva de miliarde fără să punem un metru de autostradă, fără să punem o cărămidă peste cărămidă. Deci totul se datorează acestei șovăieri, acestei șumrejenii a politicii și a faptului că, nu vă supărați că spun asta, poate o să fiu socotit părtinitor, se datorează și fapt modul în care procuratura și mai ales DNA au decapitat clasa politică românească. Tot ce era categorie grea și semigrea, nu spun neapărat că erau buni, dar erau high political profile și erau oameni pe care nu puteai să-i scoți așa cum vrei și să-l pui telecomanda pe ei, a fost decapitată și clasa politică a pierdut din prestigiu. Da, foarte bună analiza, mulțumesc. Să salutăm și pe Cristian Terheș, europarlamentarul PNCCD, Cristian Terheș. Salut, Cris, ne vedem, ne auzim? Salut, da, da. M-ai speriat astăzi, ne-ai speriat pe toți, prin postarea făcută pe pagina de Facebook, în care susții că în Parlamentul European astăzi s-a votat suprimarea suveranității statelor Uniunii Europene. Te rog, detaliază ca să înțelegem despre ce este vorba, că, repet, sună a anunț din ăsta destul de... apocaliptic. Nu e, din păcate, deloc apocaliptic. La propunerea unor europarlamentari, așa numiți federaliști, care susțin federalizarea Uniunii Europene și implicit suprimarea, ștergerea suveranității naționale, s-a inițiat un raport în Comisia de Specialitate din Parlamentul European care propune modificarea tratatelor. Oricând citești raportul acesta și te uiți și la amendamentele propuse și ulterior trecute, te îngrozești.
Pentru că îți dai seama că în viziunea acestora Uniunea Europeană va renunța să mai fie o uniune de state suverane care au decis, fie în urma tratatului ratificat de Parlament, fie în urma unui referendum național, să pună în comun o serie de competențe sau, știu și eu, directive sau alte interese pe care le au, și se va transforma efectiv într-un suprastat federativ în care țările mari, mai precis Franța cu Germania, vor avea aproape control total. Comisia Europeană va deveni executivul Uniunii Europene și de aici încolo, ce să zic, vorbim despre un nou imperiu. Din păcate, pe lângă chestiunea aceasta cu renunțarea la suveranitate și la supremația Constituției, s-au făcut și alte propuneri de modificare a tratatelor Uniunii Europene, printre care înlocuirea terminologiei de egalitate de șanse între bărbați și femei, de exemplu, cu egalitate de gen, gender equality. Păi gen, e ceva subiectiv, e ceva ce tu simți, e ceva ce, mă rog, ca să poți să-l ai într-un fel, mâine să spui că l-ai de altfel. Cum poți să vorbești, repet, în tratatele Uniunii Europene, tratatul de funcționare a Uniunii Europene pe baza acestor tratate, să fac instituții, să dau legi, să dau bani? E ceva incredibil. O altă problemă care a mai trecut astăzi. Introducerea așa numitului referendum european. Adică atunci când ai o chestiune de interes european, de exemplu, nu știu, cineva să poată convoca un astfel de referendum european. Păi Constituția României spune că suveranitatea aparține poporului, care o exercită fie direct prin referendum, fie indirect prin reprezentanți aleși în alegeri libere, corecte și periodice. Păi noi nu avem un așa numit demos european. Nu există națiunea europeană, pe care de consecință nici statul european nu există. Repet, e o uniune de state, a fost înainte o comunitate de state, o comuniune de state, după aia o uniune de state, dar nici de cum nu putem vorbi despre un stat european, cum ar zice despre SUA, Statele Unite ale Americii. Pentru că nu, dacă ai națiunea americană, să spun, nu există națiunea europeană. Ce există? Germană, franceză, română, maghiară, bulgară, sau care mai fi. Orice s-a întâmplat astăzi în Parlament e absolut halucinant. Acest text va intra în negocieri interinstituționale cu Consiliul, adică cu statele, și vom vedea dacă statele agrează această nouă propunere. Dar de când am venit eu în Parlament în 2019, de fapt dinainte mai citisem, dar am văzut eu din 2019 cum s-au tras toate pârghiile posibile și s-au folosit toate pârghiile posibile pentru a împinge acest nou narativ și nouă viziune a Uniunii Europene. Și să știți că România și implicit guvernul PNL-PSD trădător au avut un rol fundamental în implementarea acestei noi viziuni a Uniunii Europene. Și dacă vă aduceți aminte, la începutul anului 2020 au fost câteva procese în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene. Unul dintre ele privind nelegala compunerea completului de 5 judecători de la Înalta Curte, un alt proces privind obligativitatea MCV-ului, iar un alt proces privind SIJU. Ei, în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene, reprezentanții statului român au spus cu gura lor că doresc ca CJUE să dea o hotărâre în baza căreia judecătorii din România să elimine de la aplicare hotărârile sau deciziile obligatorii ale Curții Constituționale. Deci asta înseamnă implicit că din trei puteri în statul român, una se dorește a fi în afara Constituției. Anul acesta s-a discutat în fața Curții Europene de Justiție, undeva în luna mai, chestiunea cu prescripția, dacă țineți minte, scandalul ISCA după deciziile ale Curții Constituționale și ce a urmat ulterior. Ei, am fost din nou în sală, pentru că intenționat am vrut să merg eu să urmăresc procesul, nu ce citesc sau să citesc ce spun alții, ci să merg eu efectiv să văd în sală. Același lucru s-a întâmplat. Reprezentanta statului român spune la întrebările judecătorilor: Doamne, explicați-ne concret ce vrea statul român de la noi. Citez: să dați o hotărâre prin care judecătorii să poată elimina de la aplicare aceste decizii ale Curții Constituționale cu privire la prescripție. Deci ceea ce noi vedem astăzi la nivelul Parlamentului European ca fiind votat în acest raport este de fapt are în spate o campanie de 4 ani de zile, asta am văzut-o eu mai mult ca sigur de mai lungă durată, dar o campanie asiduă în ultimii 4 ani de zile de a crea premisele, fundația pentru modificarea din temelii a tot ceea ce numim azi Uniunea Europeană și transformarea acestei uniuni de state suverane în fond și la urma urmei
într-un suprastat în care statele își pierd cu totul supremația Constituției și suveranitatea națională. Și din păcate, textul acesta de astăzi trecut la, cu votul la 17 europarlamentari, dintre acei 17, 7 au fost români. Europarlamentari din grupul Renew, adică USR și... Ce surpriză! Nu e nicio surpriză. Și ăștia la scapă numele, da. Repet. Da. Aș vrea să ne uităm și la o altfel de, hai să spunem, de situație petrecută în Parlamentul European. Un discurs al lui Rareș Bogdan, care văd că o ține în continuare cu atacurile la adresa Austriei, la adresa cancelarului austriac, și vine cu o propunere, unii ar putea o numi destul de exotică, să zicem, apropo de integrarea României în spațiul Schengen. Priviți! Îi dau o veste proastă cancelarului Nehammer. Austria nu mai este imperiu. Au trecut vremurile când împărăteasa Maria Tereza le-a pus ciobanilor români taxe așa de mari încât i-a alungat din Transilvania lor peste munți în Valahia. Ungaria are miliarde de euro suspendate din cauza nerespectării statului de drept. Polonia la fel. Nu și Austria, care blochează accesul României și Bulgariei în Schengen și încalcă tratatul fără să aibă niciun motiv plauzibil. E un mister de ce nu a declanșat Comisia Europeană procedura și contra Austriei, care a încălcat 5 articole ale Cartei Drepturilor Fundamentale din Uniunea Europeană. Prin blocarea României și Bulgariei s-au adus pagube de sute de miliarde de euro, nu doar acestora, ci întregii economii europene. Dacă tot promovează doamna von der Leyen Green Deal-ul și cere emisii zero, o anunț cu respect ceva. În fiecare an, camioanele care așteaptă și 24 de ore la frontiere generează 46.000 de tone de dioxid de carbon. Și totuși Austria a scăpat, când exact Comisia Europeană, gardianul tratatelor, ar trebui să-i ceară despăgubiri. În Consiliul JAI de peste două săptămâni, Europa are șansa istorică de a elimina abuzul comis împotriva cetățenilor români și bulgari. În cazul unui vot negativ al Austriei, cer respectos statelor membre Schengen să-și dovedească respectul și susținerea pentru România și Bulgaria și să renunțe din propria inițiativă la a-i mai discrimina pe români și bulgari, permițându-le accesul în țările europene prin porțile de intrare sau culoarele Schengen. Dovadă de bună credință. Și sigur, românii și bulgarii ar putea controla la sânge camioanele, mașinile mici și trenurile austriece, ca nu cumva să se strecoare migranți ilegali prin intermediul statului austriac. Ce zici, Varujan? Să ne primească în Schengen chiar dacă nu... Că cam asta e ideea, adică... Deschideți granițele, nu, noi să fim e, ca... E un apel făcut la celelalte state. State, sigur. Da. Păi, celelalte state deja ar vrea să ne primească. Nu e nimic ciudat în asta. Să deschidă granițele, asta este, să trecem, da. Nu știu, pe la, de la unguri să o luăm pe unde. Nu știu, până... Dar ideea asta că la Austria deja a devenit un capriciu, a devenit o încăpățânare... E tot mai reală. E limpede că nici la început argumentele nu au fost în regulă și se dovedește tot mai mult că nu există niciun argument temeinic. Nu știu exact ce urmărește Austria, nu știu ce avantaj electoral poate să tragă pentru că alte tipuri de avantaje nu văd, dar e clar că nu mai suntem în registru rațional cu Austria și de aceea eu cred că trebuie încercat prin toate căile să o silim dacă nu putem să o înduplecăm. Crister, și există vreo șansă pentru România ca în Consiliul ăsta JAI din decembrie, nu? La 4 decembrie sau nu știu când, da? Să se schimbe ceva? Șansa există dacă îți face această șansă. Adică dacă autoritățile statului român ar ști să se folosească exact de acest drept de veto pe care România l-are, să blocheze întreaga Uniune Europeană până când România nu intră în Schengen. Mă rog, România și Bulgaria. Dar, din păcate, actuala clasă politică refuză să facă lucrul acesta. În condițiile în care noi îndeplinim în 2011 toate condițiile pentru a intra în Schengen, noi nu mai avem ce să negociem, ce să mai punem pe masă, cu ce să ne mai târguim. S-au făcut târgurile astea când România a intrat în UE. S-a semnat un tratat, au fost ratificat tratatul de accedere a României și Bulgariei în UE de absolut toate parlamentele Uniunii Europene, iar în acel tratat se menționează explicit că în momentul în care Bulgaria și România îndeplinesc condițiile Schengen, acquis Schengen, da. Intră în Schengen în urma unui vot într-adevăr unanim, adică ea constată, bă, îndeplinesc ăștia condițiile Schengen pe baza analizei Schengen, da sau nu. Mai mult decât atât,
Și fiecare țară care accede la Schengen trebuie să voteze cu propria accedere în Schengen. Pentru că nu te poate băga nimeni cu forța în Schengen, poate vrei tu să faci veto, de exemplu, la propria ta intrare în Schengen. Ori lucrul acesta nu s-a întâmplat în 2022. A fost doar un vot care a privit atât Bulgaria cât și România, când trebuiau să fie două voturi distincte, iar România și Bulgaria n-au votat cu privire la accederea lor în Schengen. Votul respectiv a fost total nelegal, dar din păcate, iarăși mă întorc, autoritățile statului român nu au făcut nimic pentru a contesta, pentru a ataca în instanță votul respectiv. Ce aici suntem? Chestiunea asta cu dreptul de veto e o idee, dar nu trebuie să folosim dreptul de veto așa, fără să avem un discernământ, că ne facem și azi dușmani și nu trebuie să avem. Dreptul de veto trebuie folosit acolo unde Austria are un interes precis. Cred că asta trebuie adică să spunem. E o problemă a Uniunii Europene în momentul de față. Vrea să blocăm... Comisia Europeană, care este gardianul tratatelor, dacă nu face nimic pentru a se asigura că se aplică tratatul și în cazul României, trebuie blocată Uniunea Europeană. Bine, domnule, dacă spuneți dumneavoastră așa, dar eu zic că... Eu vă spun ce aș face eu. Dacă avem atâția prieteni totuși pe chestiunea Schengen, nu-i bine să ne antagonizăm și pe ei. Adică ar fi bine că trebuie să ne știm urmări interesele, că prieteni între state nu prea există. Bine, cum spuneți dumneavoastră? Nu trebuie să vă supărați, ca să zicem așa. Deja sunt alții supărați pe noi. Nu sunt supărat. Mie îmi place de temperamentul domnului Terheș. Era bine să avem mai mulți parlamentari care să facă asta. Pentru că știți cum zicea un politic, zice, nu mă supăr dacă mă zic de un fel sau altul, numai să-mi ortografieze numele corect. Din moment ce în jurul domnului Terheș s-a creat o anumită notorietate că apără suveranitatea României, este în regulă. Și suveranitatea trebuie apărată. Eu am avut adesea aprecieri, considerații critice la adresa modului în care am fost tratați la MCV. Păi vă spun eu, când am negociat noi MCV-ul, el a fost pentru o perioadă de un an, o perioadă tranzitorie. După aceea MCV-ul s-a tot amânat și a devenit până la urmă o modalitate de a ne constrânge. Plus că ni s-au inoculat tot felul de imagini că suntem țara cea mai coruptă și așa mai departe. Păi, vă spun, eu n-am văzut în România de când m-am născut niciun atac terorist, decât vreo două certuri cu bombe în căminile studențești între arabi. Singurul jaf armat a fost în 1959, când niște tineri au jefuit o camionetă a Băncii Naționale. Eu am văzut prima oară în viața mea gaze lacrimogene la vârsta de 60 de ani. Păi aia care ne dau nouă lecții să vină să ne spună ce a fost în țările lor, de când m-am născut eu din 58 și până acum. Da. Nu mai vorbim că la noi corupția asta care există. E o corupție la un nivel, să nu spun chiar anecdotic, la un nivel meschin. La noi nu există marea corupție între capitalul industrial, capitalul bancar și marea elită politică, așa cum există în alte părți. Domnilor, vreau să facem un salt destul de abrupt, ca să zicem așa, spre un subiect pe care... Nu e la modă. E un subiect pe care atât Varujan Vosganian cât și Cristian Terheș l-au abordat într-o anumită perioadă cu riscurile asociate de rigoare, care au și fost mari la momentul ăla. Adică povestea cu vaccinurile, cu așa. Astăzi suntem în situația în care Comisia Europeană recunoaște că se moare după vaccinul anticovid și se vorbește despre cele 12.000 de decese subite, da? Apar tot soiul de școli de gândire, ca să zicem așa, care răstoarnă celelalte școli de gândire din perioada pandemiei. Vă simțiți, n-aș spune răzbunați în momentul de față, Varujan Vosganian, Cristian Terheș, ci confirmați în, hai să spunem, suspiciunile cu care ați privit la acel moment vaccinarea? Hai să spunem că aș fi vrut să n-am dreptate. Bun. Dar rapoartele medicale... Dar simți că acum că ai dreptate? Rapoartele medicale arată limpede că starea de sănătate a multora din cei care s-au vaccinat s-a deteriorat fără să existe alte cauze decât distrugerea sistemului imunitar sau a sistemului cardiovascular. Care s-au vaccinat anticovid. Da, s-au vaccinat este impropriu spus. Eu am avut primul semnal de alarmă că un bun prieten de-al meu, Vasilea Stărăstoaie, care este specialist în bioetică, a arătat care este procedura de aprobare a unui vaccin și cât de departe sunt aceste așa zise vaccinuri, dar l-au jucat care în picioare. Sunt de fapt niște seruri. L-au jucat în picioare, și că ele nu merită această denumire. Deci a spune că ne-am vaccinat anticovid este un abuz de termeni. Nu a fost un vaccin, a fost un ser experimental. Ca orice ser experimental,
are și consecințe de acest fel. Și cineva ar trebui să răspundă, numai că există această cauționare pe care au dat-o Uniunea Europeană și alte medii occidentale și care au dus nu numai la abuzurile astea, dar și la agresiune împotriva drepturilor omului, pe care și eu le-am suportat cu stoicism, aș putea spune. Cristian Târheș. Din păcate, cum e acum? Am avut dreptate și eu și colegii mei de aici, care ne-am luptat de câțiva ani de zile cu această cabală europeană, și dreptate au avut și alții, inclusiv din România, care au ridicat rezonabile întrebări cu privire la obligativitatea sau constrângerea populației să se injecteze cu aceste produse medicale. 12.000 de morți spontane, adică oamenii ăștia s-au vaccinat și în decurs, sau să reformule, s-au injectat, că nu putem să luăm vaccin. S-au injectat cu acest produs medical și în decurs de câteva minute au decedat. Fie au murit chiar acolo unde s-au vaccinat, sau poate pe drum spre casă. Deci în decurs de câteva minute, poate o oră, asta înseamnă deces spontan după vaccinare. Numărul acesta nu include decesele după luni, săptămâni sau ani de la vaccinare. Problema ridicată de aceste numere e faptul că nouă ni s-a spus inițial, dacă țineți minte, că aceste injecții sunt, citez, sigure și eficiente, da. Safe and effective. Dar acum, în privința eficacității acestor vaccinuri, serul, injecții, ce-o fi, am văzut cu toții că persoanele care s-au injectat, nu doar că se infectau la rândul lor, dar și transmiteau mai departe virusul, pe care de consecință nu aceste injecții, aceste medicamente nu îndeplineau cumulativ cele două condiții conform definiției pentru ca un produs medical să fie etichetat ca vaccin. Adică, în primul rând să producă, să-ți genereze imunitate și în al doilea rând să oprească transmisia virusului sau bacteriei sau agentului patogen. Vedem că în cazul acesta niciuna dintre cele două condiții n-a fost îndeplinită. Vine cealaltă chestiune. Siguranța. Cât de sigure au fost aceste produse medicale. Să vede acum. Nu vă supărați, 12.000 de morți spontane în decurs de 2 ani și ceva după ce s-au pus pe piață aceste produse. Păi e imens! Acum ei vin și spun, da, uitați câte sute de milioane de vaccinuri am injectat. Băi, așa o fi. Dar să nu uităm că o persoană s-a vaccinat de mai multe ori. Nu poți să îmi compari numărul de vaccinuri sau de produse medicale din astea injectate cu numărul de morți. Că omul e unul, numele de vaccinuri pot fi mai multe pentru aceeași persoană. Nu. Dar se folosește un narativ foarte interesant de a reduce gravitatea situației, spunând, da, domnule, dar uite, 7 și ceva de milioane de oameni vaccinați fiind, dar pe numai 12.000 au murit. Dar nu e atât de grav. Eu zic că e foarte grav. Pentru că ăștia 12.000 de oameni au avut și ăștia drepturi, libertăți, demnitate umană, familie, prieteni, rudenii, dușmani, vecini, colegi de muncă. Păi noi ne jucăm așa cu viața oamenilor. Dacă 12.000 de oameni, nu-i mult, cam cât ar trebui să moară? Asta am ridicat întrebarea. Cam cât ar trebui să moară să conștientizeze că e o problemă? În primul rând că pe legislația tuturor statelor un număr mult mai mic de decese ar trebui să stopeze vaccinul. În al doilea rând, cred că o comparație între state care au avut vaccinuri puține și state care s-au vaccinat până în creștetul capului arată limpede că vaccinurile n-au avut efectul scontat. Dar, domnul Târheș, problema e la Uniunea Europeană, unde am sentimentul că chestia asta cu vaccinurile a avut și alte motivații oneroase care nu aveau nicio legătură. O să aflăm după ce pleacă doamna Ursula din poziția de președinte al Comisiei Europene. Mulțumesc foarte mult, Varjan Vosganian, Cristian Târheș. Mulțumesc, doamnă Șinon, pentru faptul că ne-ați urmărit și în această seară. Rămâneți cu Metropola TV. A Mădălin Ionescu Show vine celebrul Sorin Constantinescu. Rămâneți cu Metropola. O noapte liniștită, toate bune!